Mă numesc Olesa Topal, de 5 ani și ceva activez în calitate specialist principal la secția Întreprinderi și Traducători, Curtea de apel Comrat. Am de la naștere o dizabilitate locomotorie, fiind diagnosticat cu paralizie cerebrală infantilă. Am înțeles că pentru drepturile tale trebuie să tu vedești la tăți că tu ai drepturi, că tu trebuie să te duci la școală, că tu trebuie să te duci la grădiniță. Și eu am intrat la universitate, pentru că asta era visul meu și eu l-am îndeplinit. Pentru mine, dreptul omului înseamnă acces și posibilitatea la toți persoanele. Tu poți să faci acomodare rezonabilă la clădiri, tu poți să modifici legislația de tot felul, să faci programe de tot felul. Cel mai dificil este să schimbi mintea omului. Cea mai mare stupiditate, că eu trebuie să lupt pentru drepturile mele care sunt scrise în orice act normativ. Noi trebuie să promovăm dreptul la egalitate de șanse și dreptul la înțelegere și auzire. Dar tot asta, tot ce spun eu, asta depinde de cât de deschisă este inima noastră. Cel mai mare este dreptul de a fi înțeles de persoanele care te înconjoară și de a fi înțeles la nivelul tău.